Ei, că una să meri în octombrie pe vreme uscată și alta să meri în ianuarie pe ploaie. Greu, greu. Suntem aproape la destinație. Ia vezi, Măriuca, acolo trebuie să ajungem noi. Da, e greu să crești bivoli. Vedem asta și din statisticile care ne arată că populația de bivoli din România scade dramatic de la an la an. În video de astăzi vă arătăm provocările ce le avem noi în a crește bivoli. Noi suntem crescători începători și pentru că suntem începători, n-am înțeles prea bine semnalele pe care Măriuca ni le dădea atunci când intra în călduri. Bivolii se manifestă diferit. Unii sunt mult mai vocali, mai gălăgioși, mai agitați atunci când intră în călduri, iar alții, din ce am înțeles noi, sunt foarte potoliți cum e Măriuca. Ea foarte rar răgește sau auzi răgind și asta ne-a încurcat un pic planurile. În 29 decembrie am marcat faptul că dădea semne de călduri. Și mi-am notat data de 18-19 ianuarie ca să văd dacă acele călduri revin. Așa că ne găsim din nou în situația de a trebui să mergem la muntă cu Măriuca, chiar dacă e luna ianuarie, chiar dacă e frig și chiar dacă plouă, când animalul este în călduri, trebuie să ne deplasăm pentru a se realiza munta. Cei mai cârcotași dintre urmăritorii noștri ne-au scris în comentarii că ar fi fost bine să ducem bivolița cu o remorcă până în satul vecin. Am considerat-o și o provocare și o aventură cumva pentru noi a face această călătorie cum făceau bunicii noștri mai demult. Își luau animalul de frânghie sau de lanț și mergeau cu el la montă, în celălalt capăt al satului sau uneori chiar în cealaltă comună. Și pentru că trăim la țară și ne place această aventură în jurul animalelor, refacem chiar în luna ianuarie această călătorie. Hai de mine și de mine. Măriuca a fost la montă în 8 octombrie, dar nu s-a montat. Că a trecut 3 luni de atunci, a venit doctorul la ea, a verificat gestația și nu-i gestantă. I s-a împlinit vremea și iară în căldură, așa că trebuie să mă duc din nou cu ea pe jos. Ca norocul că ieri s-a topit toată zăpada, că tot așa pe jos o mere. Dar mai tai? Voi mai tăia din spate. Data trecută am primit tare multe întrebări de la voi. Cum de nu găsim noi o remorcă să ducem gibolul la montă, să nu cărăm atâta drum gibolul pe jos? Gibolul are 4 picioare și știe umbla tare bine. Și astăzi e o vreme călduță. Așa că nu ne mai complicăm și facem ce știm noi mai bine. Oh! Văd că acum deja e nerăbdătoare. Avem de mers vreo 5 km până la destinație și sperăm să ajungem cu bine. Cel mai rău ne încurcă ploaia asta un pic. Dar ia șenii frumos încet încet, ca data trecută. Pornim. Și dacă ne ajută Dumnezeu să ajungem cu bine, un fi cum trebuie. Să-i dau pătura aia jos, să nu piardă pe drum. Ce zici tu? Ha? Probabil că o să piardă, așa că te-am încurcat. Că dacă o echilibrezi bine să nu cadă, să-i țin un pic de cald. Că totuși e ploaia rece. No. Nu, mă încet. Să teme de folia, mă.
Doamne ajută să ajungem cu bine. Ia bine că s-a oprit un pic ploaia. И птика пътура, птика пътура, да я жос. Că mai mult de jumătate din drum l-am făcut. S-o comporta mult mai bine ca data trecută, numai că e mult mai agitată, cam nu știe unde mere și s-ar tăduce. M-o stropi bine că s-o tăbăga până tăte bălțile ca să am eu cărarea uscată. Îs ud tăt, dar e bine. Le-am tăt aranjat nylonul ăsta că o căzut de pe ea de vreo două ori. Bine, răbdătoare să ajungă. Merem, știi tu unde merem, de data asta știe că s-o tot uitat la toate marcajele. Și aici e foarte curat, în satul românesc. No. S-o obișnui și cu mașinile. De data aceasta călătoria a fost puțin diferită. Măriuca părea să fie mai puțin intimidată de mașinile care treceau pe lângă noi, deși am avut câteva provocări, au trecut un tractor mai mare cu o remorcă mare după el și am ajuns cu Măriuca în mijlocul drumului. Însă acesta a fost un singur incident neplăcut și trebuie să vă spun că mașinile încetineau din timp și treceau cu grijă pe lângă noi, deci călătoria nu a fost una foarte, foarte periculoasă. Cu toate acestea, spre finalul călătoriei am observat că Măriuca era mult mai obosită decât în octombrie, când ea petrecuse toată vara pe pășune. Însă acum de câteva luni ea stă în cea mai mare parte a timpului în adăpost, fiind frig, ploaie, zăpadă, noroi pe afară. Și am observat că era mult, mult mai obosită spre final, însă a continuat călătoria, mai avea zvâcniri de sărituri, a mai potolit-o câte un pic cu nuielușa și am ajuns la destinație cu bine. Am lăsat-o în adăpost împreună cu ceilalți bivoli, de data asta bivolii erau cu toți închiși în adăpost, și taurul cred că are un spațiu mult mai restrâns în care să o fugărească și să o monteze și sperăm ca de data asta să fie o montă reușită, să se țină, cum se zice la noi. Cred că o să o las pentru vreo 3-4 zile și abia aștept să o aduc din nou acasă pentru că adăpostul meu e mult mai gol, fără Măriuca în el. Ei, tu Măriuca, du-te și fugi. Asta e Măriuca. Du-te la băieți, du-te. Du-te, fă-ți prieteni. Dragilor, dacă v-a plăcut acest video, vă invităm să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii, vă invităm să veniți alături de noi ca abonați ai canalului Orășan la Țară, să activați clopoțelul ca să fiți astfel notificați de fiecare dată când postăm un videoclip nou. Vă mulțumim pentru vizionare, vă mulțumim pentru susținere, vă salutăm și ne vedem data viitoare!